Schitul Sfântului Ioan Gură de Aur din satul Constanțean Casian și-a sărbătorit astăzi hramul. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, împreună cu preasfințitul Părinte Macarie de Glavinița din Bulgaria. În cuvântul de învățătură, ierarhul român a vorbit despre importanța milosteniei. Pentru că iudeii credeau că aproapele lor este numai cel de un neam, rudenia lor, Iisus i-a dat o pildă să înțeleagă acel învățător de lege care nu înțelegea decât litera legii, dar spiritul legii nu-l înțelegea. Și i-a spus cea mai frumoasă pildă, prima evanghelie cu care începe evanghelia de la Sfântul Maslu. I-a dat pilda samarineanului milostiv și după ce i-a expus cum a trecut preotul legii vechi, levitul pe lângă cel rănit și nu l-au luat în seamă și a venit un samarinean străin și a avut milă de el, l-a întrebat, care dintre aceștia este aproapele celui ce a căzut în mâinile tâlharilor și era rănit, plin de durere? Și acela a răspuns, cel ce a făcut milă cu el. Iisus i-a zis, mergi și fă și tu asemenea. Ierarhul Bulgarii a felicitat pe credincioși pentru evlavia arătată. Vreau să felicit și pe prefucernici părinții aici cu sărbătoarea Sfântului Ioan Gură de Aur, pentru că el este și fiul cel iubit al bisericii, este ocrutitorul și pilda tuturor slujitorilor a Sfântului Altar. Și pe locul acesta sfânt, sunt foarte bucuros că într-o zi, prin sărbunița prefucernicului Părinte Ciprian, aici va fi un loc foarte frumos, construit o mănăstire demnă frumoasă, în care, în ziua Sfântului Ioan Gură de Aur, ocrotitorul preoților, iarăși vreau să spun, toți preoți din județ și din arhiepiscopie ar putea să se odomenice, să-i aducă cinste, să-i aducă imnuri de slavă și să se bucure în legătură, în liturghia scrisă de însuși Sfântul Ioan. La finalul slujbei, președintele Consiliului Județean Constanța a primit crucea Sfântului Apostol Andrei. Aceeași distincție au mai primit-o încă doi binefăcători. Cel mai important lucru este să faci bine și să ai conștiința curată în fața lui Dumnezeu. Totdeauna când avem conștiința curată în fața lui Dumnezeu că am făcut bine pentru fiecare dintre cetățenii noștri, vă spune asta un om de mintată pe care o are, te poți duce acasă liniștit, cu sufletul curat, te închini la Dumnezeu și te rogi să-ți dea putere ca să faci bine. Piatra de temelie a schitului a fost sfințită în data de 8 iulie 2019.